u7buy.com, locul de unde îți poți cumpăra coinși la un super preț folosind codul de reducere CATA. Linkul îl găsești în descriere. Salutare, frate și Ansi, la un nou episod de FC25 Pack Opening, un nou Hero Pack din care sper să pice ceva interesant. Dar acest serie, nu uitați să plici pe butonul like, e foarte important să abonați și legendar de important dacă n-ați fost deja asumat să follow pe Instagram. Și cel mai important lucru de planetă, să folosiți codul de reducere CATXPGG pe PC Garage în timp ce vă cumpărați jocuri fiind pe G2A și bineînțeles dacă aveți nevoie de FC Coins pe u7buy.com folosind codul de reducere CATA. CATA pe Fortnite Shop, milioane de dolari și bicep și menș doar dacă folosiți codul de reducere CATA 10 pe NutriLand.ro. Let's go time, domnilor! Cam asta e echipamentul de față, în continuare regele Ademi acolo, cel mai șmecher card de anul ăsta de departe. Hai să zic, cam acolo se află și Nenea Son Goku, dar pe stilul meu de joc, Nenea Ademi este regele absolut. În echipa asta aș avea nevoie de un right back, deci dacă ar veni Nenea Maicon ar fi absolut genial. Nu știu dacă mai e vreun right back hero, nu ți-mi minte să mai fie vreunul pe acolo. Nu m-ar deranja și un CM pe acolo, Marchisio, Vrăjalo, Castană, ceva. Dar în cazul în care ei să-mi dea ceva lemnărie, măcar să fie Nenea Tim Howard. Deci nu știu dacă m-ar ajuta cu chemistry, dar măcar să fie totuși Tim Howard. Să nu fie vreo lemnărie din aia totală, gen Riken, că ne-am dus, sau Nor. Deci pe aia se evită. Dai să meargă Petronele, lăsați-vă în comentarii cu ce ați primit din acest hero de mare angajament. Și să începem cu niște pachetozinii clare și categorici. Să fie clasică toti. R9 din preview pack, sau orice card special. Bun, l-am rezolvat și pe ăsta, mergem mai departe. Un Hunter ceva pe aici, nimic. Dacă era un Hunter la 5000, nu era rău. Gold Pack. Și avem Nenea Bubacar, șăful șăfilor. Salutare cu metre. Niște Hunter și din ăsta. Și ancora e bună. Și asta e vreo 3000 parcă. Să-mi dea ancora, Hunter și Shadow. Și-ți mulțumim dacă primesc chestii din astea, din pachet din astea slăbane. Și avem aici pe domnișoara Garbino. Let's go time. Salutare domnișoara. Parlez-vous français. Nu știu ce, am impresia că astăzi vine Mbappe Marinar. Avem speranță, nu zic, nu? Mi-aș dori un Mbappe Marinar, un Vinicius ceva. Un Eto'o. N-ar fi rău. Ok, văd că insistă pe carduri fără Borzini, fără nimic. Nenea Johnson. Dai cu Johnson's Baby, dai să meargă. Nu okay, nici de Silvanu pe aici. Ăștia poate la un moment dat o să coste ceva. Dacă bagă ăștia vreun SBC sau ceva mega evoluții. Electrum Players Mac. Un singur jucător rar. Shakala. Boom Shakala, let's go. Are rău pe Isu 91, asta n-are cumva și vreun 5 week cu ceva. Poate e două evoluție legendară. Ok, 4 week food, not bad. Wang Chan, care e un card genial dacă dă vreo evoluție ceva jumecheră. Chiar n-ar fi rău. Cum s-ar zice, Hyun Min Son corean. Prime Electrum Players Pack. Opa, Dulap. Ok, n-avem Walkout, Striker. Vărul lui Arnautovic. Pe Italia, un alta. Sau chiar Arnautovic. De fapt, nici nu mai știu unde joacă ăsta. Băi, Arnautovic, mă. Ok. Nu știu, aveam impresia că Nenea Arnautovic e Chelios. Da, în fine. Aia. Ok, lemnării pe aici și filea. Iar cu Silvăreni, toți băieții. Și fetilii. Small Electrum Players Pack, încă o dată jucător rar și atât. Și avem Madrid. Sigur că da. Care este echipa superioară în univers? Sigur că da, Real Madrid, adevărat. Semne peste semne, domnilor. Și asta cred că o să vină Nenea Mbappe Marinarul. Poate nu chiar astăzi, la cel târziu mâine. Mâine o să deschid premiile de la Division Rivals. Să vedem dacă merită să ne mai jucăm la Division Rivals sau nu, că până acum nu plătim nici măcar o dată. Striker și este din nou Nenea Arnautovic, ok, salpa. Mai lasă nici cu metre. Egal, toți... Asta e, mă gândeam, bă, unui Arnautovic. Banghili. Salutare cu metrașul. Hai mă, nene. Măcar un loc au ceva să trag și-o pe dreapta, ești nebun. 81 or higher, ia vezi, 12 rare, ăsta trebuie să fie bun. Pe aici am și pachetele de la Marky Match, nu mai știu exact care erau. Dar le-am făcut și pe alea. N-avem walkout.
goalkeeper, Anglia, ori Popica, ori ăla alt cu părul dat pe spate și ăla altul. Cum îl cheamă, chiar am uitat. Pickford. Ok, ne agravăm Bercike. Niște carduri bronzales pe aici, opa. Verico ăsta costă ceva. Măcar 1000 de coins, o vrăjală, o castană. Ok, să încercăm să-l vindem. Poate lua evoluție, ceva e că-l pun la 1400. Salutare cu metre. Enia Rom, sau Roim, sau Raum, sau cum l-o chema. Salutare direct cu XL. Mai are ceva Barosan? 75, ok, hai să dăm un 75. În mijloc, pentru că în mijloc este cel mai bine. Vini Jus. O prea are față de Vini Jus. La Seles. Puri și ăsta. Ce să zic? Intră la un gol dublit la un moment dat, din care o să vină de fapt Vinicius, sigur că da. Hai să-l dăm și pe ăsta, dacă totuși... Opa! Dulap? Striker? Cum era să fie tot Arnautovic? Și ăsta este nenea Boniface, nu mai știu ce rating are exact, cred că 84 sau 83 ceva pe acolo. Sau 82, bine și așa. Nenea Boniface, am supărat în poza asta. Hai să vedem. Dai și mie un walkout. Din 75 plus. Tot dulăpior. CAM. Belgique. Pro League. Nu cred că e ăla cu căpița de fân în cap. Nu mai știu cum îl chema pe Veric. Vanaken, ok. 45 pace, let's go, ăsta e tot. Vreo 50 de evoluții, vreo 12 huntere. Și ar fi aproape top. Nenea Vanakenu și ultimul pachet din ăsta, Pârleozaur. Trebuie să las un pachet cu 75 să dau cu schema AC. Cu naționalitate ce pică la pachetul ăla să pici și aici, adică direct. Belgic. Erau doar două variante, cred. Erau două variante, Hazard și fundașul central, Company, nu? 6 jucători rari. Naționalitate ce pică aici, o să pice și la Hero. Let's go time, Brasilero. Mai vine Jus. Center back. Ok. Bă, exact asta vrea să pice. Center back și Brazilia. De fapt, stai că n-are cum. Că la cred că e 89, Luci Boss. Dar măcar să fie... Na, Danilo, dacă era Bremer, cred că era vreo... Nici mai știu, 20 de mii ceva în genul. Și parcă e pachet 3 double ăsta. Deci n-ar fi fost rău. Dar era și 3 double, n-ar fi fost rău, într-adevăr. Danilo Prepeleac zice ceva. Probabil că nimic. Otamendi, salutare cu metrilor. Să fie Brazilia, să fie right back, să vină nenea mai cum la echipasiune. Nu m-ar deranja nici CM. Și cine vrea să pice? Să pice. CIM, Olandezia Schneider. Schneider. Că practic a fost jucător al Madrid, a fi cas. Lăsați-vă în comentarii cu ce ați primit din pachetul ăsta. Domnilor, nu uitați să băgați un like grasones. Să fie bine, să nu fie rău. Ultra, mega, topor. La mulți am văzut că nu da nici walkout. Walkout? Bun. Striker? Cine este, mă? Striker și este nenea. Aoleo. E ok, frate. Asta e blestemul, l-a umflat-o la ordinar. La pârnaia de șoloban. Care ia numai... Top în fiecare săptămână de cât e 1.000.000-2 și după aia stă și plânge pe internet. E ok, nu știu dacă putea să pice altă nigerian. Cred că mai era un CM parcă. E bine frate, 86 rating. SBC-ul a fost vreo 160.000. Bă, și ăsta cred că e vreo 2 milioane lejer. Ah, 20.000, ok. Am înțeles. Se putea mai bine... Categoric, se putea mai rău, sincer să fiu, pot e Rican. Era mai rău decât cârnatul ăsta. 3 cu 3, 1.96. Am înțeles. Da. Asta este, pot e data viitoare, să vedem, pot e tragem și pack-ul din store. Am văzut că a băgat unul. Din păcate el a băgat cu limită de rating. Unde-i cu metru? Unde-i bă? Uite ăsta de 250.000 de coins. Partea nașpaică îți dă maxim 87 overe la pachet și doar 3 jucători care sunt garantați peste 84. Dacă băgau măcar 3 jucători garantați peste 86, parcă era altceva. Așa, vedem dacă o să-l tragem pe dreapta și pe ăsta.
Și cam asta a fost, domnilor, din păcate n-a fost să fie, în continuare echipa arată cam așa, am nevoie de right back, CM sau CIM, deși echipa e bestială, până la urmă cu asta am scos 10 win-uri, deci nu schimbă în rețeta. Mersi fain divizionare, să aveți o super fire în continuare și ne auzim data viitoare, salutare, salutare!